Ministerul Sănătății vrea o lege a vaccinării care să oblige părinții să își imunizeze copiii. Reacțiile adverse locale presupun apariția unei umflături la locul vaccinului și înroșirii, care trece în 24-48 de ore, dar nu este neapărat să apară, iar ca reacții generalizate presupune febră. Acum, vaccinurile pot avea și reacții alergice. Sunt anumiți copii care pot face reacție alergică la vaccin, dar dacă se intervine în timp, nu pune niciun fel de problemă pentru viața copilului. Aveți părinți care refuză vaccinarea dintre pacienții dumneavoastră? Și ce argumente au? Sunt și părinți care refuză vaccinarea, mai ales vaccinarea cu ROR, adică rubeolă, rujeolă, oreon. Când vine vorba despre vaccinarea obligatorie, sunt păreri pro și contra. Pro. Chiar peste săptămâna programare pentru băiețel. Da, absolut, cum să nu. Și fetița care am vaccinat-o, are 10 ani, am vaccinat-o de când s-a născut. Totul perfect și băiețelul la fel. Absolut. Știți că politicienii lucrează la un proiect de lege am auzit. Nu, sunt pro. Dar ce părere aveți de acest proiect de lege? Mi se pare normal? E ok, da. Deci eu am trăit afară 20 de ani și am trăit în concepția asta. De a fi vaccinat copilul, absolut. Sunt anumite vaccinuri care nu au fost testate suficient și personal nu le-aș testa pe copilul meu. Sunt pro. Deci eu i-am făcut toate vaccinele băiețelului și eu zic că e spre binele lor. Mai mult există boli precum epilepsia, la care efectele adverse ale unui vaccin i-ar putea provoca micuțului convulsii, ceea ce i-ar deteriora starea de sănătate. Eu am un copil bolnav de cea mai severă formă de epilepsie și conduc o asociație care reprezintă dreptul acestor copilași. Iar în momentul în care ai un copil bolnav de epilepsie, iar pe prospectul vaccinului scrie la reacții adverse convulsiile, doar nebun să fii să asumi să vaccinezi copilul în aceste condiții. Pentru că dacă la unii cu epilepsie mai ușoară se poate rezuma totul doar la niște convulsii care nu sunt de preocupă nici ele, la copiii cu epilepsie severe se poate transforma în urma vaccinării convulsii antistat și epileptic, ceea ce înseamnă coma. Iar ideea este ca noi să facem cumva să ne protejăm acești copii care sunt și ei ai statului, dar de care statul și ministerul întotdeauna uită sau îi lasă undeva la coadă. Părinții care nu își vaccinează copiii pot fi acuzați de infracțiunea de rele tratamente aplicate minorului și trimiși după gratii până la 6 ani. Totodată, ei sunt obligați ca în 2 luni de la înscrierea în colectivitate să prezinte schema pentru recuperarea vaccinurilor, dacă cei mici nu au fost imunizați la timp. Vaccinarea îi poate proteja pe copii de 11 boli grave, printre care hepatita B, poliomielita, rujeola sau oreionul. În schema națională de imunizare sunt incluse 4 vaccinuri obligatorii care se fac în 8 doze. BCG este injectat încă din maternitate. Hexavalent se face la 2, 4 și 11 luni, ROR la 12 luni, tetravalent la 6 și 14 ani. Fiecare caz de refuz va fi analizat de o comisie de vaccinare ce va funcționa în fiecare județ și în București, formată din medici de familie, epidemiologi, pediatri, dar și psihologi. Proiectul de lege mai spune că statul este obligat să aibă rezerve mari de vaccin ca să nu mai apară lipsuri ca în acest an, în termen de 12 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Ministerul Sănătății va elabora și va aproba normele de aplicare ale prezentei legi prin ordine de ministru.